Este ora 11, bine v-am regăsit, urmărire ca în filme pe străzile capitalei. Un polițist a fost accidentat după ce un șofer drogat l-a luat pe capota mașinii când a încercat să scape de filtrul poliției. Agentul a suferit mai multe răni în urma impactului și a fost transportat la spital. Ana Ciuvică este în acest moment în direct și ni se alătură cu toate informațiile. Ana, bun găsit, te ascultăm. Care este starea agentului și ce s-a ales de acest șofer drogat, iată și băut? Bună ziua, bun găsit tuturor! Important de spus în acest moment este faptul că polițistul a fost rănit în zona bazinului, dar și în zona piciorului drept, însă este în acest moment în stare bună, este în afara oricărui pericol. Asta în timp ce șoferul a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru a-i se recolta probe biologice și este și urmează să meargă la audieri la brigada rutieră și să vedem dacă îi se va dispune o măsură preventivă sau nu. Vorbim despre o adevărată urmărire ca în filme. În jurul orei 4:30, polițiștii erau la un filtru pentru a depista șoferii care conduc sub influența drogurilor și a alcoolului pe șoseaua nordului din capitală. Au făcut semn pentru ca un șofer să oprească, însă acesta nu a oprit. Câteva minute mai târziu au reușit să îl blocheze, făcând un adevărat baraj pe o stradă adiacentă, însă șoferul nu a vrut să coboare din mașină. Unul dintre polițiști, acesta care a fost și rănit, a încercat să-l scoată forțat din mașină, însă bărbatul l-a lovit și mai apoi a reușit să spargă efectiv barajul creat de polițiști, lovind inclusiv o mașină de poliție. A fost găsit puțin mai târziu șoferul, tot în sectorul 1. Abandonase mașina pe o stradă și a încercat să scape alergând de polițiști, însă aceștia l-au găsit, l-au testat atunci și cu etilotestul, dar și cu aparatul drug test. A ieșit pozitiv și în ceea ce privește consumul de alcool, dar și la drug test, conform surselor noastre, ar fi ieșit pozitiv pentru cocaină. A fost transportat imediat la Institutul Național de Medicină Legală pentru a-i se recolta probe biologice și, așa cum v-am spus, astăzi va merge la poliția rutieră pentru a fi audiat. De asemenea, este important de menționat și faptul că polițiștii au percheziționat mașina acestuia și acolo au găsit mai multe urme de praf alb care, cred polițiștii, ar fi un drog, bineînțeles, și acestea vor fi testate. Urmează să vedem așadar în cursul zilei de astăzi ce se va întâmpla cu acest șofer și dacă va fi reținut pentru 24 de ore.